Bun, foarte bun. Poate l-aduci pe Hagi. Și marele Gică Hagi s-ar încadra unei discuții. Poate reușești să-l aduci pe Hagi. Weekend Fine. Cel mai tare podcast. Hai cu Hagi. Cea mai bună oră petrecută sâmbătă după amiaza. Îl așteptăm și pe Gheorghe Hagi. Mă înclin. Salutare, Andy. Cum ți se pare ideea de a-l invita pe Gheorghe Hagi la următorul podcast? Trebuie să-ți fac o mărturisire, Gică. Eu cred că s-au și aliniat planetele. În ultima lună de zile, fără să-mi propun lucrul ăsta, m-am tot trezit că-ți pomenesc numele. Probabil că undeva în adâncul sufletului meu mi-am dorit mult ca noi doi să ne întâlnim astăzi. Și într-un final, am avut și curajul să spun lucrul ăsta, iar tu, fiind un om bun, așa, în structura ta, întotdeauna am avut sentimentul că ești un om foarte bun structural. Încerc. Nu, chiar ai și reușit din plin. Încerc să reprezint binele. Ai fost atât de drăguț încât mi-ai satisfăcut această dorință și uite că acum... Da, o plăcere, o plăcere să stăm împreună și să vorbim și... Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația, mă bucur foarte tare să te revăd. Și pentru mine, că noi am mai stat. Noi am avut ocazia, am mai stat, sigur. Dar mi-am dorit foarte tare să avem ocazia să stăm de vorbă și față în față, în timp ce înregistrăm dialogul nostru, pentru că tu reprezinți pentru mine și pentru generația mea, îndrăznesc să spun, e dincolo de persoana mea, cum să zic, o prezență cu totul specială. Eu cel puțin atunci când am deschis ochii și am dat cu ochii de fotbal, să-și înțeleg ce se întâmplă pe teren, nu doar că să mă uit și să văd niște jucători care se plimbă pe niște iarbă, da. Dar fără să înțeleg ce fac. Atunci când am deschis ochii, era clar că avem de-a face cu un viitor fenomen și practic eu am înțeles fotbalul văzându-te pe tine sau am deschis ochii și te-am văzut pe tine. Asta a fost șansa mea, să văd, îți dai seama, din prima, cel mai mare jucător român din istorie. Spunem acum, dar atunci eram doar un așa. Jucător foarte talentat, iute, care iubea fotbalul, care avea ambiție și entuziasm, mult entuziasm și mult curaj, cred că asta am avut eu în mine, în structura mea, acea încredere mare în ce pot eu să fac și după aceea foarte mult curaj. Aveam tupeu în teren și riscam mult. Toate că colegii mei câteodată nu le conveneau, că trăgeam mult la poartă, și, dar o făceam, îmi plăcea să pasez și să marchez goluri. Se vedea că îți place ceea ce faci și probabil că ăsta e cel mai important amănunt. Ceea ce vreau să spun este că eu te-am perceput dintotdeauna ca fiind foarte mare. Eu nu pot, am încercat să fac exercițiul ăsta să mi te închipui mic și eu nu pot să mi te închipui mic. Eu de când am deschis ochii mi s-a părut că ești mare. Orice persoană devine mare, nu se naște cel mai mare. Sigur. Sau cel mai, devine în timp dacă se dedică unei profesii. Și atunci eu am iubit fotbalul de mic, mingea și fotbalul, și atunci am încercat să mă joc cu ea și să ajung la nivelul cel mai mare. Dar așa, metaforic vorbind, erai mare în fotbal de mic? De când ai început să pui piciorul pe minge? Când spui mare... În raport cu cei din jurul tău? Încerc să câștigi, mi-a plăcut să câștig. Deci... Ca să denumești pe cineva că ești mare, da? Trebuie să faci performanțe. Iar după aceea, în timp, s-a dovedit performanțele care le-am făcut. Fiecare etapă am crescut, mi-am dorit la mai bine, m-am dus la mai bine, am luat decizii 80% foarte bune în viață, pentru mine, pentru meseria mea, și cred că am crescut în fiecare zi și învăț în fiecare zi, îmi place să... Totdeauna să învăț ceva. Nu cred eu că nu-mi place și nu-mi plac persoanele care se văd că le știu pe toate și sunt pline și nu mai au nimic. Nu mai lasă loc de a intra ceva în tine, ca să un cuvânt, o vorbă, un sfat, un motto, să citești totdeauna și să iei de la fiecare tot ce e bun. Spune-mi, când ai simțit chemarea asta către fotbal? De pe la ce vârstă? Pentru că eu mi-aduc aminte, prima oară am început să înțeleg fotbalul. Destul de târziu, adică aș zice pe la 6-7 ani. Eu de mic, da? Cred că da. Cred că te naști cu un har. Și atunci... Zici că talentul ăsta e născut? Nu dobândit? Absolut. Ai simțit de când ai născut că ai o chemare în zona asta? Te perfecționezi după. Te duci de la zero la infinit. Deci ia, practic tu muncești după. Nu știi să lovești mingea, nu te naști să știi să alergi, nu te naști. Și atunci, făcând lucrurile și practicându-le și muncind foarte mult și repetând, ajungi la instinct, la un moment dat ajungi de la automatism la instinct. Dar asta, tehnica, se învață. Restul eu zic că îți dă mămica și tăticul. Dar zic că erai un copil. Da. Un copil lasă cele care bănesc da, că se juca și el. Da, eram din părinți foarte buni. Nu uitați erai că din părinți campioni, cum sunt se spune. Fundamentali. Eu zic că
părinții reprezintă fundamentul, baza unui copil, adică el te influențează sau te formează de la început foarte bine și ei aveau o structură foarte bună amândoi. Cum te-au influențat ei? Mama era foarte bună, disciplinată, vorbea puțin, dar vorbea când trebuia să vorbească. Tata era un lider, un om al familiei care Aha. și-a asumat noțiunea de lider. I-a plăcut totdeauna să fie mândru de el, i-a totdeauna a vrut să performeze, a vrut să conducă, era un conducător și cred eu că de acolo mi se trage și tu ai luat de la fiecare câte puțin. Ei mi-au dat, nu eu am luat. Ei mi-au dat în ADN. Zici că ți-au cred transmis. Că e înăuntru. E înăuntru, da. Nu. Orice sportiv, orice om, orice băiat are din părinții lui. Dar tu ai început să te joci direct cu mingea? N-ai avut și tu, nu știu, o praștie? A fost primul cadou care i-am cerut. Da? La ce vârstă? 3 ani. 3 ani. La 3 ani ai cerut o minge. Da. Ce te-a fascinat? Ai văzut pe cineva? Era România anilor 70 cu Dobrin și cu România care se calificase la campionatul mondial, că toți plecăm de undeva. Sigur. Iar performanțele te trag. Atunci, la 5 ani, văzând toate astea și vorbindu-se înainte de calificare, de toate, n-aveam televizor, n-aveam aia, dar m-am luat și credeam că Dobrin e mai mare ca Pele. Și atunci am început să văd, să cunosc fotbalul, jucam și îl practicam pe stradă, în picioarele goale. Tata era un împătimit suporter, a iubit fotbal, niciodată nu... Calitatea lui tata, care eu nu pot să o am, e că el, după fiecare meci, niciodată nu mi-a vorbit dacă am jucat bine sau cea. El avea o încredere oarbă sau nebună în mine de cum fac lucrurile. Nu știu, poate i-am dat eu această încredere, dar niciodată nu mi-a zis de ce am făcut asta, de ce n-am făcut asta, de ce ai dat așa. Cu toate că se pricepea, el era... A jucat și el aia? Nu, dar nu. A jucat, fratele lui a jucat fotbal. Aha, deci dar el undeva pe în familie da, ceva el era. Era lider, el conducea, el era un conducător, era un lider și de el am luat această personalitate să ieși în față, să-ți asumi lucrurile, să... El avea lucrul ăsta și l-asuma. Lua decizii și asuma, era un tip foarte, foarte puternic. Te-a simțit din prima că vrei să o apuci pe calea asta, profesionist? M-a încurajat, fără să fie, m-a încurajat, da. Și mai avea el, mai făcea unele lucruri la școală, când nu aveam note bune, nu însemna. Dacă nu aveam peste 7, el nu însemna. Și treia, știți că pe timpul nostru atunci ne obliga, ne trimiteau acasă cu carnetul și zice, trebuie să vii să fie semnat de părinți, să vadă că ai văzut ce note ai. Da, da, da. Și tata nu, scria, nu semnez. Nu, ce... Deci, păi, domne, dar trebuie să semnez, tine, că da. Dacă mie nu-mi place, nu semnez. Wow. Eu fac ce-mi place. Și tu ce făceai prin urmare? Și eu ce să fac? Mă duceam cu carnetul și l-a arătat la școală, dar el scria pe carnet. Că nu semnează. Sub 7 nu semna. Și eu cum aveam note... Te ambiționa asta? Nu, învățam din toate ce... Eu sunt un tip care învăț de la fiecare. Iau părțile bune. Și lucruri care el le-a făcut, nu le uit. Mi-au intrat, sunt în mine, le știu, dar lucrurile bune, nu lucrurile celelalte. Și el era... Avea o prezență. Când intra în casă, era liderul casei. Deci, mamă, vine tata. Se simțea. Știam asta. Da. Lucru pe care nu știu de ce, dar cred că l-ai dus și tu mai departe. Da, 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 același. Păi da, ei își pun amprenta. De aceea v-am zis că părinții sunt primii, cei 8 ani de acasă, sunt primii care bagă în tine lucruri. Și am avut 2 părinți buni și cred că și ei devine la cine sunt eu acum. Într-o zi o să invit aici, da. Dar fără tine, da. Pe Kira, pe Ianis separat, da, foarte bine. Fiecare pentru ce sunt ei, Kira pentru ce e ea, Ianis pentru ce e el, nu în calitate de copii ai tăi, dar sunt sigur că ei vor vorbi la fel despre tine cum vorbești despre tatăl. Da, foarte bine. Eu dintotdeauna mi-am dorit ca ei să se identifice și să se dedice la ceva, să le placă ceva. La 15 ani sau la 14 ani sau când am stat cu ei de vorbă, am avut această discuție. La Ianis a fost mai simplu că de mic și-a dorit și el mingea. Era cu mingea cu fotbalul. Kira trebuia să descoperi ce îi place și ce vrea să se facă. Pentru că se spune de la 14-15 ani trebuie să știi în cine investești. Ca să-ți fie bine la bătrânețe trebuie să investești în tineri. Așa a fost și atunci, în cazul tău? Așa îți spunea și ție tata? Nu, asta e mai nouă. Am scos-o de eu. Da, de la da, mine. Da, asta da, e a mea. Asta e a mea, da. Da, da, da. Adică cred eu că la o vârstă deja cu copilul trebuie să comunici pentru ce te dedici. Că eu trebuie să investesc ca să-mi fie liniște și bine la bătrânețe sau el să aibă grijă de mine că dacă o să am nevoie, atunci trebuie să investești în el. Și atunci, practic, eu îl sprijin, nu-l fac. Sigur. Eu doar îl sprijin pe copil să-și îndeplinească visele.
Eu mi-aduc aminte că în perioada de atunci, sau puțin mai devreme, o generație mai înainte, părinții totuși își doreau de la copiii lor o meserie sigură. Da. Să aibă, domne, ceva la mână. Să identifice cu ceva. Dar știi care, de ce trebuie să faci asta? Nu? Pentru că niciodată nu dai faliment. Eu când văd că unii au zis că viitor Hagi o să dea faliment, că dacă nu o să meargă, cum? Eu am o profesie. Și eu totdeauna o să fiu căutat. Dacă-s valoros, o să vină și să mă caute. Foarte așa adevărat că... ceea ce spui. Și voi câștiga un salariu, tot o să am. Sigur. Adică important e să ai o profesie. Acest lucru le-am zis la copii. Să-și facă o profesie, să se ducă, să dedice, să muncească. Cât e ea, că după aia câți bani ai, oare cât, ce contează, cât de mulți, cât de puțin, trebuie să știi să-i chibzuiești, să trăiești cu lucrul ăsta. Unchiul meu, care e profesor de matematică, e chiar cel care m-a influențat pe mine, dar am terminat și eu aceeași facultate, care e un profesor excepțional. Adică odată ce ajungi să faci cu el matematică, ai șanse foarte mici să scapi. Nu, te curentează pur și simplu. El a fost nu iubitor de fotbal, a visat să devină fotbalist. Probabil cam din același motiv din care ai visat și tu. Și bunica mea a fost, în prima parte, n-a avut nimic împotriva, adică a făcut fotbal, dar când s-a apropiat de liceu, deja a început să pună presiune și tot timpul îi spunea școala, întâi școala. Dar iar când a ajuns spre facultate, i-a tăiat de tot fotbalul. La tine cum a fost? Și la mine a fost, și eu am. Fratele lui mama era cel mai bun la matematică, a făcut facultatea la Iași, a avut numai 10 pe linie, i-a făcut pe toți ceilalți să facă matematică, a încercat-o și cu mine, dar după o lună s-a lăsat. Ție s-a la mama, s-a mai mult geometria, dar plană. S-a dus și i-a zis, ia-ți-l de aici, că eu nu stau. El îmi spunea pe aici, îmi intra pe acolo, mi-așa, eu eram cu fotbalul. Deci, și-a dat seama la 14 ani că era la liceu, să intrăm la liceu, să facem meditație ca să intrăm, să fim la un liceu. N-a putut, n-a. Dar părinții n-aveau chestia asta, părinții tăi, domne, întâi trebuie să fie școala pe primul loc? Au avut încredere în tine că nu, fotbalul... Nu, tata totdeauna se spunea patalamaul la mână. Adică spunea, ai, nu? Da, se spunea, dar cum să... De asta am și mers la facultate, de asta am și făcut anumite lucruri spuse de ei. După mine, eu jucam, vreau să joc doar fotbal. Ei m-au îndrumat spre această direcție. Să ai o diplomă, că Doamne ferește, nu știi ce se întâmplă. Așa pentru e. Că atunci nu ne gândeam că meseria, cum e acum, e până la sfârșit, dacă te apuci de fotbal... Se trăiește bine și după, poți să fii director, poți să fii președinte, director sportiv, marketing, să conduci institutul. Fotbalul e deja, cum să zic, o firmă importantă în care poți să lucrezi și poți să, e multinațională, sunt atâtea cluburi și poți să... Sigur, astăzi este aproape, da. A devenit o industrie, o meserie, pe care atunci nu o industrie și e o meserie care poți să o faci fără să joci și după ce mai joci fotbal. Tu când te-ai apucat de fotbal te gândeai doar la cariera de jucător, înțeleg? Să joc, vreau să joc. Era o plăcere pentru mine mingea, să am mingea și să mă joc cu ea. Deci nu suportam să o aibă alții. Asta cred eu că am avut iar o calitate foarte mare. O lege atracției se cheamă. Da. Și eu știam să fac lucrul ăsta. Tu cumva ai atras și privirile de la început. Tot probabil datorită acestei lege a atracției. Atrăgeai pentru și mingea vreau și să prin fac ceea ce făceai alții. Cu ea, atrăgeai și privirile. Făceam ce nu făceau alții, ce era mai greu. Ce făceai și nu făceau alții? Păi numărul 10 ce face, adică fac mai multe lucruri deodată. Spectacol. Da, numărul 10, care e și creativ și imprevizibil. Ai știut dintotdeauna că o să fii numărul 10? Dintotdeauna mi-a plăcut să decid. Frumos. Și cred că numărul 10 face diferența și decide. Când ai simțit că începe să apară ceva faimă în jurul tău? Da, când am debutat la Faro. Și am... Prima mea întrebare a fost că dacă o să ajung să joc în divizia la 12 ani. Și mi-am zis că o să fie foarte ușor. Să ajung acolo, o să fie mai greu să mă mențin. Și atunci când am debutat în divizia s-a văzut talentul. Da. Și după aceea a fost muncă, luptă, să lupt să devin cel mai bun. Când ai talent te prezintă, e ușor să ajungi acolo, cam asta e... filozofia până la urmă, nu în toată asta. Îți mai amintești prima apariție în ziar? Știu că am apărut la 12 ani în ziar prima oară. Wow. Dar tot așa câștigând trofee. Că dacă nu câștigi, n-apari. Eu le zic la e-mail la fotbaliști, acum le zic, dacă vrei să fii respectat, bate-l și pe frate tu, că trebuie să te respecte, ca să fii tu primul. Așa, o mentalitate trebuie să o ai. Dacă nu poți la meserie să-l lași pe altcineva să treacă și tu, pentru că el se duce și tu ceva. Nu, la meserie trebuie să vreau eu să fiu eu în față. Totdeauna. Și mă lupt și cu colegul și cu oricare să arătăm care e mai bun. Când ai debutat competiția. La Faro?
trebuie să accepți competiția. Când ai debutat la Faro, ai simțit că cei din jurul tău, colegii tăi de echipă, staff-ul... Dar nu, eu eram la București, la Luceafăr. Eu veneam doar la meciuri, atât. Ok. Ei m-au luat doar că știind de mine că jucam foarte bine la Luceafăr. Eram la Lotul Național. Pe atunci era Luceafărul și era Lotul Național. Pentru cei care nu știu, poate ar fi frumos să spui ce era cu acest Luceafărul București. Selectau cei mai buni jucători din țară. Și trăiam împreună. Era pepiniera națională. Mergeam la școală împreună, jucam fotbal împreună, stăteam împreună și de acolo s-a format echipa națională. Nu se mai întâmplă astăzi așa ceva. Nu se mai poate, că nu, regimul nu poate. Acum nu se poate ca să strângi pe tot anul. Dar am făcut eu proiectul ăla, acela l-am format eu. M-am inspirat, cum ți-am zis și înainte, din istorie. Am luat istoria, am văzut ce s-a făcut bine și am creat eu personal acest lucru. Avem 66 de copii care îi selectăm din țară de la vârsta de 13-14 ani. Bravo. Ce putem să aducem, pentru că noi nu îi luăm pe cei mai, pentru că nu știm, noi doar îi selectăm pe cei care își doresc să vină și care intră în criteriile noastre și trec testul ca să intre în academie. E academia de elită, avem 66 de copii care avem grijă de ei, de casă, masă, școală, tot ce fac, stau împreună, trăiesc împreună, se antrenează, muncesc și au spiritul de învățăm să joace colectiv bine fotbal. Este impresionant ce ai făcut la academie. Am avut o discuție despre subiectul ăsta cu Simona Halep, încercând să aflu de la ea dacă are în minte o posibilă academie de tenis. Și a fost foarte, a vrut să fie foarte limpede că ea nu o să poată niciodată să facă ce ai făcut tu. Pentru că e mai mult decât o investiție ce ai făcut tu, spunea ea, și avea mare dreptate, spunea că tu ți-ai pus viața ta, totul e acolo. Adică nu e vorba doar de investiția financiară. Absolut, dar cred că când vorbim de Simona se poate orice. Oh, fără discuție. Chiar ea a rămas o întrebare în aer. Pentru că ea mi-a zis că nu exclude subiectul ăsta, dar în momentul de față se gândește mai degrabă la tenis. Și am zis, poate ar fi bine să-l întrebăm pe Gică dacă el s-a gândit la Academia Hagi atunci când juca. Da, înainte să mă las. Deci spre sfârșit. Imediat când am ajuns la Galatasaray în ultimii 3 ani, da? Deja mă informam, începeam să-mi scriu totul de cum să fac. Dar până atunci? Nu te-ai gândit. E, deci vezi, pericolul planează. Că asta i-am zis, că nici, da, probabil că nici eu nu s-a gândit. Când vezi ce fac după, cum fac, cum mă duc, da, să investești, să pui, să faci o academie, un copii tineri, e un lucru extraordinar. Îți spun ce mă impresionează pe mine în mod deosebit la povestea asta cu Academia Hagi. Dincolo de faptul că ea încearcă să astupe un gol pe care l-a lăsat dispariția sistemului prin care apăreau jucătorii de fotbal în România, prin care tineri cu potențial talent ajungeau să facă n-a ceea ce... N-a dispărut nimic, ele există, da? Nu sunt tratate foarte serios, așa cum am tratat-o noi. Asta e problema. El există, prin licențiere, toate cluburile din prima, liga, a doua. Așa. A treia trebuie să aibă dosar, trebuie să aibă centru de copii și juniori, așa cum era și înainte. Și? Numai că el nu îi se dă importanță. Acolo se pun toate principiile, tot ce înseamnă să formezi un jucător, de la cum te comporți, ce mentalitate ai, cum trebuie să susții colegul, cum să joci fotbal împreună, să trăiești împreună, să lupți ca să ajungi mare. Eu cred că nu se dă importanță. Noi i-am dat cea mai mare importanță. Și de acolo am făcut-o după în 10 ani. Am câștigat foarte 27 de titluri de campion și locul 2 și locul 3 nu mai vorbesc, avem atâtea de... Și am ieșit și am dat o mentalitate. Am produs jucători, am devenit o fabrică care produce jucători. Știi ce mi-mi place foarte tare? Că voi îi duceți pe acești copii pe care îi aveți în academia voastră, îi duceți întâi la școală. Și după aia la antrenament. Avem de toate grijă. Mi-aduc aminte că tu întotdeauna spuneai că tu nu te omorai prea tare cu povestea asta cu școala. Nu, trebuia să o fac. Pentru mine era obligatoriu să o termin. Niciodată părinții mei nu mi-au făcut nimic. Nu mi-au făcut temele, nu au venit la mine. Era responsabilitatea mea. Sunt un timp responsabil. O simțeai tu? Eu sunt un timp responsabil. Asta știu. Și atunci orice fac, eu sunt responsabil. Trebuie să... Plus după aceea era onoarea familiei, deci nu puteam să-l fac de râs pe tata, să nu fac datoria la școală, să trec clasa. Sau, că asta era obiectivul meu, era să trec clasa, nu să fiu cel mai bun din clasă. Sunt niște și atunci lucruri... aveam niște, planificam totul de atunci și nota când o luam, că fiecare trimestru trebuia să aveam un 4. Aveam, dar după aceea trebuia să știu când să iau nota ca să trec clasa și să mă duc și... Dar făceam ce îmi plăcea, după aia fotbalul la mine a fost, tot era raportat la fotbal. Sunt niște principii foarte folositoare în comunitatea din care tu faci parte, în comunitatea de a români.
Și ăsta e un lucru foarte bun. Faptul că tu simțeai că nu poți să dezamăgești și că trebuie să fii bun la școală, pentru că e vorba de o onoare a familiei. Nu e legată numai de noi, e legată de, în general, de principii, crezi că toți avem principii de asta? Viață. Așa ar fi, așa pentru ar fi, mine așa ar fi principiile ideal. Rămân totdeauna, deci de aceea le chemăm principii, nu reguli. Regulile se mai schimbă, dar principiile da? Rămân pe viață oricând se schimbe și cât trece timpul. Se schimbă doar moda, modul în care ne îmbrăcăm, cum ne tundem, cum sunt pantalonii evazați, înguști, pantofii. Okay. Astea se schimbă, se pot schimba, adică reguli, da. Dar nu principiile. Cine stă, cine are principii în, luate, făcute din familie, pentru că familia e cea mai importantă, ea e cea mai importantă și ea trebuie să-ți implice, să-ți implementeze aceste principii de bază. De a ști să te comporți, de a ști să respecti unul care e mai în vârstă ca tine, de a ști să tași când vorbește unul mai mare, să te dai la o parte, să dai bună ziua când ieși din casă, la cel care treci pe stradă, nu să treci așa și să nu te intereseze nimic. Sunt lucruri importante care, să, cum mi-a zis mama, contează ce scos, nu contează ce hram porți, contează ce scos pe gură. Frumos. Și eu când scot pe gură, ați văzut, și chiar când am foc, scot, dar răspund. Adică după aceea chiar... Pentru că ești foarte sincer. Și câteodată se împlinește. Pentru că ești foarte sincer. Să nu fiu mai așa, că s-au împlinit. Auzi, știi ce? Că noi întotdeauna trecem așa peste ele ușor sau uneori nu le înțelegem și le luăm, nu intrăm în profunzimea lor. Mi-aduc acum aminte de la una la alta când ai zis, și era un moment în care erai deranjat de reacția celor din fața ta care erau din presă, când ai zis să vă facem statuie. Prietenii mei. Da, când ai zis să vă eu facem... Eu lor și ei cu mine, că da, asta da. E de când ne-am născut, dacă ei ar trebui să fie că suntem împreună în joc și eu că dacă am devenit mare, am devenit unul de-al lor care aveau nevoie de mine. Merităm să ne facem statuie, mă, ce facem noi în 10 ani, în condițiile care sunt în România, sociale și tot ce vreți voi, trebuie să ne facem statuie. Bă, nici nu ne dădeam noi seama atunci cât adevăr era în toate vorbele astea. Am zis-o doar așa ca să vedeți, ca să se vadă cât de, ce performanțe mari erau în acel moment. Chiar dacă în alte sporturi devenisem campion mondial, în handbal, în canotaj, în gimnastică. Așa e. Era un moment când fotbalul era la o înălțime, la un nivel extraordinar. Da, să fii la campionate europene, mondiale, să fii în competiție cu cele mai bune echipe din lume, era ceva fantastic, o generație. Tot români eram și noi. Și noi am dat un sens că se poate. Dacă muncești, dacă ești selectat bine, dacă știi să o faci, dacă ai mentor foarte bun, profesori, atunci cum să nu poți ajungi să devii cel mai bun? Eu cred că pentru mine e singura strategie care am în viață să încerc să devin cel mai bun. Nu există alta. Și cumva strategia asta ți-a și reușit. Adică nu e doar la nivel, cum să zic, teoretic. Faptele vorbesc. Tu ai dus-o și practic. Nu, faptele vorbesc după. Că acum noi putem să povestim, că avem ce Sigur. Povesti. Dar rest, lucrurile care rămân totdeauna sunt faptele. Mi-aduc aminte. Toți suntem trecători și rămân faptele. Ele, la un moment dat, în timp găsești răspunsuri și răspunsurile sunt faptele. Faptele astea sunt astăzi unele dintre ele de domeniu incredibilului. Faptul că, de exemplu, la un moment dat ai semnat cu 3 echipe. Atât da, erai de bine, bun. Asta face parte dintr-o carieră. Se întâmplă și eu am fost copil, când mai ales când ești copil, când ești copil și că asta vrea să arate că am fost dorit. Eu tot timpul am fost dorit. Păi pentru de ce că oare? Binele totdeauna, cine e bun și face bine, e dorit. Eu asta știu. Încerc să ocolesc cât pot mai mult rău. Te doreau atunci 3 cluburi? Toți mă doreau. Sigur, inclusiv da. Dinamo m-a dorit. Așa este, da. Ultima, a venit prea târziu. A venit prea târziu. Așa și am zis, a fost prea târziu. Dar tu aveai cumva prin familie dinamoviști care s-ar fi bucurat? În Răiți. Da, bineînțeles. Inclusiv soția acum. Socrul meu e dinamoviști și soția era. Acum cred că e cu Viitor. Toți s-au făcut cu Viitor. Dar păi înainte da. Erau dinamoviști. Dar la vremea respectivă au fost mai, cum să zic, s-au mișcat mai repede Craiova, Steaua și Sportul Studențesc? Da, au fost mai repede, au fost mai concreți. Au venit după mine, au stat de vorbă, au venit înainte. Eram suporter al echipei Sportul Studențesc, trebuie să fac această mărturisire. Eu am fost realmente impresionat atunci când am ajuns pentru prima oară în stadion, pe stadionul din regie, de faptul că era o galerie mică, dar în același timp punea sufletul pe masă pentru o echipă. Era studențească, eram studenți, oameni care mergeau la școală, la facultate,
Se nu era încă tu la Sportul când am ajuns eu prima oară pe teren. Da, ei erau dinainte, erau foarte buni. Dar era o echipă care atrăgea atenția. Ei m-au crescut pe mine foarte bine. Adică eram cel mai tânăr și toți de fapt au avut grijă de mine. Dar cum s-a întâmplat toți de n-ai ajuns la Craiova? Că eu așa, în perioada aia așa am înțeles. A semnat cu Craiova și am fost foarte trist. Am zis, cum domnule e posibil așa ceva? Eu am dorit să merg acolo. La Craiova? Păi da, am intrat acolo la facultate și atunci... Și să ne amintim ce, dar despre ce perioadă vorbim. Dar până la urmă am ajuns în București. Dar cum? Cum s-a întâmplat? Cei care decideau. Te-a cucerit cineva mai tare? A fost vreo... Nu de cucerire, nu? Pentru că toate erau bune. Adică n-a depins de mine. E o poveste... N-a fost o decizie a mea. A, ok. Pentru că e o poveste care spune că ai plecat cu lotul național și în lotul național cei de Terheș la Sportul respectiv... Terheș. Da, Terheș. Care Gino a fost și colegul meu după. Nu, Terheș care stătea cu mine în cameră și spunea colega. Și eu îi spuneam, ce colega mă, că eu mă duc la Craiova. Și s-a întâmplat așa el ce ca zicea? El. Tot insista. El, da, nu, tu ești colega, tu vei fi colega cu noi. Și, când și așa s-a întâmplat. Și când te-ai întors... Când nu m-a așteptat, m-a așteptat cei de la Sportul aeroport și nu m-a așteptat cei de la Craiova. Practic, a, deci asta e reală povestea. Asta a fost. Pentru că dacă nu, eu plecam în pregătire, mergeam la cu echipa care mă aștepta, că nu aveam unde să mă duc. Dacă trebuia să mă duc la Constanța, la părinți, ce să fac cu ei? Era acolo, nu mai vreau echipa. Și atunci au venit ei, ceilalți n-au venit și m-am urcat în mașină și am plecat în Italia cu ei. Nu cred că realizezi ce a însemnat pentru suporte echipei Sportul Studențesc vestea că tu ai ajuns la echipa. Știu că s-a de la câți spectatori erau în tribună, la un al doilea an erau deja plin stadion. Adică au venit când au văzut fotbalul care se juca acolo și performanțele și fotbalul care l-am jucat și ce echipă frumoasă eram, băieți frumoși, toți erau frumoși, mai puțin eu. A, Gică, de ce zici așa? No. Să știi că am poze din perioada aia de atunci, că pe vremea suporterii investeau în fotografiile. Era o echipă frumoasă, Sportul Studențesc, era o echipă frumoasă, plină de studenți, tineri, entuziasm, motivație, nu aveam presiunea rezultatului. Deci m-au crescut în foarte bine să câștigi și după aceea la un moment dat am plecat. În perioada în care tu ai jucat la Sportul Studențesc, noi suporterii am descoperit pentru prima oară ce înseamnă să te bucuri la o victorie. Da. Pentru că până atunci, să știi, noi ne bucuram la egaluri. Pentru noi egalul era un prilej de sărbătoare. Înfrângerea era nu însemna nimic. Adică la Sportul nu a existat presiune niciodată. A existat un entuziasm enorm, era un grup extraordinar, da. Se trăia bine, era frumos, la nivel de cultură ridicat, pentru că erau studenți, facultate, tot era... Se simțea asta. Asta învățai, da, era mediul în care stăteam noi, unde stăteam, era unde tot la fel, la un studențesc și la... La IEFS? La IEFS, da, da, la IEFS acolo. Chiar în cămine stăteați? Da, acolo, da, în cămine acelea care erau camere foarte bune, apartamente... Aveam okay, confort, aveam... Dar nu, vile. Nu, aveam vile. În ziua de azi când te gândești la un fotbalist. Stăteam doi în cameră, aia mai tineri, adică nu era chiar așa. Și cum bine spui, că mi-aduc aminte de povestea asta, odată cu venirea ta la echipă, brusc stadionul a devenit neîncăpător. A venit de car. Care joacă pentru public. S-a schimbat tot. Care joacă pentru public, pentru suporteri, care... Se uită într-o parte și joacă în altă parte, lucruri care nu le gândește nimeni, riscă, aduce pasiune, aduce adrenalină, mai face ceva din când în când, iese câte un șut și e ceva extraordinar. Auleu, ce a făcut ăsta? Dar el de fapt dă din 10 și nimerește una, cum s-a întâmplat și la mine. Eu știu. Cum s-a întâmplat și la mine. Dar important e să ai curajul să dai de 10 ori la poartă sau de 3 ori la poartă sau de 7 ori. Dacă nu încerci, nu vei reuși niciodată. Deci trebuie să ai o încredere nebună în tine, să încerci. Totul vine de la curaj. Asta e foarte important. E un carte, am scris. Convingere, credință și curaj. Sunt trei lucrurile care te poartă la victorie. Hagia Seca aia, îți mai aduce aminte de această lovitură? Că s-a scris la un dat, vorbeam despre ea. Era... Mi-aduc se discuta despre folia seca. Multe goluri. Și noi am venit și am spus, stai mă puțin că asta nu e folia seca. E o folia seca mai aparte, e personalizată. Și drept urmare o botezaserăm Hagia Seca. Da, eu cred că și eu la rândul meu am văzut la alții, da? Am încercat să le fac. Da, cu siguranță. Am văzut Brazilia din anii 82. Cum iară... face mingea la Hagia Seca? Deci, pentru cei care nu înțeleg că n-au văzut. Prinde o la jumatea drumului, e foarte înaltă, dar după aia cade jos. Incredibil.
Este ca o dronă care face ceva neașteptat. Și trebuie să lovești cu, cum zic acum unii, trei degete. Adică să nu o lovești în plin, doar cu vârfurile de la laba piciorului, adică cu degetele. Cu cât mai impactul e cât mai scurt, atât ea va avea o viteză foarte mare până la un moment dat, la jumătate, după aia pică. Dar astea îți vin exersând foarte mult. Câteodată ți este, am zis, orice șut pentru mine din afara carierului, în primul rând trebuie să-l încerci, da? Și după aia să ai și noroc să-l limerești. Dar asta înseamnă, după aceea în spate stă multă muncă, multe repetiții. Ați văzut la Simona sau la tenis de masă ce rapiditate au. Aia face parte din repetiții. Dacă repeți, ajungi la instinct, să faci totul din instinct. Să-ți vină fără să gândești. Așa am ajuns și noi, la un moment dat, sportivi, așa ajungem. Știi că uneori cădem în greșeala de a ne imagina că sportivii s-au născut învățați? Performeri, mari performeri. Tehnica se învață de la zero la infinit. Noi avem impresia că voi așa v-ați născut. Adică tu ai pus piciorul pe minge și ai tras direct acea Hagia Seca. Sau ai început să driblezi. Și fiecare și voi. Câte repetiții e la mijloc? Ore. Multe repetiții în fiecare zi. Foarte mult. Repetiția creează automatism. Automatismul te duce la instinct. Altfel, și totul înseamnă în viață viteza cu care faci lucrurile. Cât de rapid ești. La cap. Și după aceea la noi și la picioare. Frumos. Da. Frumos spus. Deci totul pleacă de la cap. N-aveați lucruri care vă distrăgeau atenția în perioada aia atunci, Gică? Ba da, cum să nu? Crezi că noi atunci nu făceam ce fac și astăzi copiii? Toți. Toți facem anumite lucruri. Important e că la fotbal dai totul, da, și acolo doar participi. N-ai cum să... Nu poți să faci două lucruri la nivelul cel mai mare, nu poți să faci trei lucruri la fel... Adică ori te dedici unei meserii, da, și celelalte le facem, că trebuie să mâncăm, că trebuie să ieșim în oraș, că trebuie să ne întâlnim cu cineva, că trebuie să socializăm. Aia e deconectarea. La noi se cheamă connected, conectare, da, și deconectare. Deconectarea e foarte important cu familia, cu fiecare ce îi place. Unul îi place să citească cărți, da, altul îi place să iasă, altul îi place să asculte muzică, altul îi place să se uite la filme, da, altul îi place să stea în oraș. Cu toții mai ieșim la o discotecă, cu toții mai ieșim întotdeauna, dar nu ieșim fiecare seară. Unora le place mai mult deconectarea decât conectarea. La toți ne place acum, la sportivilor, cred eu și în Spania, care sunt campion mondial, practic la masă, eu am învățat, au paharul de vin pe masă, dar depinde cât bagi în tine. Da. Degustat poți să guști, poți să vezi, dar nu înseamnă ce bagi. În tine trebuie să bagi fotbal mult, meserie, deci, antrenament foarte mult. Unii încurcă măsurile. Trebuie mai mult la conectare și mai puțin la deconectare. Absolut, bineînțeles. Trebuie să știi când te conectezi și asta înseamnă meseria ta. Da. Și acolo dai totul și ești 200%, acolo nu glumești. Iar după aceea când te deconectezi, ești lejer, mă-ți vedești și pe mine în teren cum fac. Și după aia când sunt la conferință sau după jumătate de oră mă vedeți, nu mai am nimic, râd sau stau. E normal. E logic, e altceva. Adică în afara terenului nu poți să fii agresiv, supărat. N-ai, că nu. La meserie se mai întâmplă. Cine e pasionat, cine tratează serios lucrurile, nu cred că nu se enervează, nu devine agitat câteodată când nu merg lucrurile. Când merg lucrurile e ok, dar care vrea să fie perfecționist, să se ducă la mai mult, la mai mult, te agiți, n-ai cum. Nu, cel puțin așa o văd eu. Mie mi se pare că astăzi pericolele sunt și mai mari, tentațiile sunt și mai mari, totuși nu erau discotecile pe care le vedem azi pe vremea voastră. Unde ieșeați, da, păi, era, Gică? Erau, totul era și înainte. Da? Totul era și înainte. Deci, acum cred eu că nu mai există ca înainte. Păi ce, erau Mamaia, cluburile de astăzi? Nu mai există. Sau în București? Înainte. Erau. Da? Erau alea speciale care mergeam noi, cele mai voi bune. Voi aveți acces. Cele mai bune. Da, da, da. Păi trebuia să ai valută. Și erau în valută și atunci noi puteam să intrăm. Deci nu ne plângem noi de lucrurile care erau înainte și erau și înainte, erau de toate. Înainte era. Numai că ce văd eu față de ce era înainte, în anii, și în spatele meu și în epoca mea, da, în timpul meu, nu mai există acea dedicație. Nu mai există profesori, nu mai există te-a dedica unei meserii, nu mai ai mentori, nu mai ai profesori care se ducă să facă jucătorii, să producă jucătorii, să-și vadă de meseria lui. Pentru că, din păcate, a scăzut totul, s-a dus în jos. Și zic, din păcate, se lucrează mai de azi pe mâine. Unde ne vârtim, unde ne ducem, de ce ne comportăm, cum facem, e de azi pe mâine. E o dezbatere și atât. Nu există proiecte, nu există cum vom arăta peste 5 ani, peste 10 ani.
cum să construim succesul, cum să-l facem, să-l știm, să-l planificăm, să existe acele persoane. Din păcate, deja nu mai suntem invidioși, poate, cu părțile bune. Suntem deja, nu mai e invidia, pentru mine nu mai e invidia, e răutate. Prea mare. Lupta cea mai mare e între binele și rău. Și atunci eu zic că binele trebuie promoționat mult mai mult decât rău. Adică oamenii mari trebuie promoționați, trebuie lăsați să vorbească, trebuie dat rol, să joace un rol principal, să se ducă să vorbească, pentru că ei, implicarea lor, îi fac pe ceilalți mai buni, pot aduce numai bine. Rău există, inclusiv orice persoană, cred că nu e făcută numai, are și momente când greșește, când face, toți, există, dar nu trebuie să ne uităm la el prea mult. Nu trebuie băgat în seamă prea mult. Așa cred eu. Aici, deocamdată aici, e o vâlvă destul de... Suntem agitați. Nu știm pe un solom. Dar Tu ai știut. Da. Tu ai știut. Și sper să o știu și în continuare. Și au șansa niște copii, tocmai prin modelul pe care îl reprezinți tu astăzi pentru ei, să descopere și ei pe unde să o ia. Pentru că model. Da. Pentru că eu am încercat să fiu modelul copiilor mei. Deci fiecare părinte trebuie să fie model. Ca să înveți un copil de la tine, trebuie să fii modelul lui. Adică să se uite la tine, să vadă lucruri bune. Așa cum probabil și tu te uitai la părinții tăi. Așa și eu că am luat de la ei. Da. Erau modelele tale. Corect. Ce alte modele au mai fost în viața ta care te-au influențat pozitiv? În plan sportiv, da. Toți. În antrenor Arnea Mircea. Eu am spus, am avut antrenor foarte bun, Lucescu, Nea Ioji Bucă și la început. Dar Marcel Pigulea, și pe care nu-l pomenesc să nu se supere, că toți au fost importanți pentru mine, ei au fost profesori și mentori, Nea Puiu, cu toți ei m-au ajutat să devin mai bun. Nea Emi, deci Nea Cornel, Dinu, deci sunt, când spui doar, și de la toți iei ceva, de la toți înveți ceva, de la jucătorii mari, Dobrin, Balaci, Dumitru, Iordănescu, care erau la Steaua. Deci toți ăștia mari de care, că eu eram un 10, Cruyff, da. Lucrurile mari, mă uitam la ei, erau pentru mine, Rivelinho de la brazilieni, ei m-au influențat în toate, ca să pot să fiu mai bun, ca să fac lucruri, ca să fac mai bine ca el, să încerc să o fac, iar ei iar antrenorii m-au ajutat să devin mai bun. Lupta asta acum ți se pare că e mai aprigă decât era în trecut, între bine și rău? În trecut era totul, inclusiv verdeața și cum erau toate, erau incredibile pădurile și România era frumoasă. E adevărat că n-a apucat să defrișeze în ritmul în care... Toate, era frumoasă, era așezată bine, era frumoasă. Era frumoasă și în loc să o facem și mai frumoasă, din păcate ea nu cred că e mai frumoasă ca înainte. Apucai să vezi România în perioada în care jucai Gică? Veneam cu drag acasă. Veneam cu drag acasă, chiar dacă la primul antrenament mă lua spatele. N-aveam, mă lua sciaticul dacă era, că veneam de pe drum, că nu eram, dar veneam, cum să nu. Totdeauna mi-am dorit să vin cu drag acasă, totdeauna, nu știți că iubești locul natal, locul, pământul care l-ai, vrei, nu vrei, cel puțin pe vremea noastră, noi am iubit, din păcare, câteodată ne-a costat, dar asta e. Tu aceeași iubire ai pus-o în ecuație și în echipa națională. Echipa națională ți-aduce prestigiu. Acolo tu când joci numai cu inima, n-ai cum să tratezi superficial. Când noi am tratat-o superficial sau poate puțin, da, am pierdut și noi meci acasă. Când am tratat, am fost serioși și am dat totul, atunci am jucat bine și am făcut un fotbal foarte bun. Bucuria e mai mare atunci când câștigi la echipa națională decât atunci când câștigi când la club? Când ai gol e cea mai mare bucurie. Și la echipa națională și la cluburi, pentru mine gol. Golul și pasa de gol, că e același lucru. Ce cine vorbesc din punctul meu de vedere. Sigur. Am jucat, am luptat și cu aceasta a fost bucuria mea cea mai mare. Nu contează la oriunde. Pentru mine trebuia să intre mingea în plasă sau să dau pasă decisivă. E și suferința mai mare oare la echipa națională decât la o echipă de club? Nu, poate să fie suferință. Suferința totdeauna e. Dezamăgirea e la fel la club sau la echipa națională. Când pierzi, e aceeași. Când e o dezamăgire mare. Când câștigi, ești fericit. Deci sunt două lucruri. Eu raportez totul la doi. Deci bine, rău, în față, în spate, dreapta, stânga, mare, mic și restul e în mijloc. Dar îmi place să văd lucrurile așa și cred eu că pentru mine victoria sau înfrângerea. Și trebuie să le tratez, trebuie să știu să le tratez. Mă lupt pentru victorie
ca să am mentalitate de învingător. Da. Trebuie să-mi placă să câștig și înfrângerea când vine, așa, trebuie să fie de puține ori și trebuie să o analizez foarte bine. Analizez pentru că ceva îmi lipsește și atunci ea vine ca să mă facă mai bun a doua zi. Eu analizez la înfrângere foarte bine lucrurile, iar la succes păstrez echilibru. Dar înainte, când erai jucător, când erai tânăr, cum treceai peste suferință, peste nereușită, peste înfrângere? Totul a durat o zi pentru mine. Totul durează o zi, o noapte, o noapte. Vorbeai cu cineva, aveți discuții, nu știu. Clar că și-am avut mentori și tată și oameni care m-au ajutat, m-au educat, mi-au dat curaj, mi-au dat încredere. Cine erau antrenorii? Orice tânăr în spatele lui se găsește cineva care are încredere totală și știe să-i planifice succesul. Nu cred că există un tânăr să zică că în spatele lui n-a fost nimeni care l-a sprijinit, l-a ajutat, a știut să-i planifice lucrurile, a fost în spatele lui, i-a vorbit, l-a analizat, dar i-a dat încredere totală. Adică el nu poți să-l arunci, cum zic eu, în mare cu colacul și noată și salvează-te. Asta nu se poate. Tu trebuie să fii în spatele lui, nu poți să-i, de la început să-i bai, până când îl vezi că el e puternic. Și când îl vezi că e puternic, atunci îi dai drumul. Tu ai avut șansa asta? Eu am avut-o și în cea mai bună perioadă a fotbal românesc și tot ce trebuia, deci n-am devenit eu singur așa, nu. Spatele meu sunt oameni și al doilea lucru care vreau să zic e echipa. Orice tânăr jucător, ca și jucător talentat, da, bun sau tânăr sau nu contează, în spatele lui trebuie să ai o echipă care te face mai mare. Tu devii cu echipa foarte mare. Cel puțin la noi la fotbal, nu e ca la tenis. La noi trebuie să formezi, la tenis e individual, da, și la noi se ia individual, dar după aia trebuie să știi să formezi o echipă ca să joace foarte bine fotbal și, fără discuție, și cu calități diferite. E a forma o echipă și echipa câștigă trofee și cu ea poți să devii mare ca jucător. Ce șansă mai are astăzi un copil talentat, eu acum dau așa generic, din Săcele, județul Constanța, să ajungă să joace la Real Madrid? Dintr-o dată, acum, în momentul de față, de la noi, când stai să o vezi, e foarte greu și imposibil, poate. Ca să ajungi să intri în orbita lor, în scouting-ul lor, da, să te urmărească, trebuie să te duci, să știi să ai șansă. Șansă în momentul, un anumit moment în care cineva o vede, o simte și se duce și e făcută tot, așa cum zic eu, oportunități și decizii care se pot face. Așa cum s-a întâmplat cu copilul ăsta care a debutat cu Juventus ieri în Champions League. Un român care e la Juventus. Orice se poate. Eu le-aș zice la oricare, orice e posibil dacă te scoli dimineață de vreme. Dacă te scoli târziu e... Zici că de acolo pleacă? Dedică-te unei meserii, iubește un lucru, visează, de ce nu, și se poate. Și creează-ți obiective. Deci totdeauna tu trebuie să știi să le creezi. Dacă nu ești tu la început, atunci cei de lângă tine, da, să știe să-ți creeze niște obiective care să te duci să ajungi la ele. Pe termen mediu și lung, niciodată de azi pe mâine. Copiii de azi pe mâine să-i judeci ar fi, cred că, lucrul cel mai greu pentru el. Pentru că el poate să greșească. Poate a făcut o boacănă, poate nu, n-ai cum, nu. De el, acolo trebuie să știi să-i programezi viitorul, să obiectivele care trebuie să le aibă ca să pedaleze. Te ajută mult faptul că tu ai trecut prin toate lucrurile astea pe care acum le înțelegi? Ai greșit și tu, ai fost și tu copil, ai făcut și tu boacăne. Am 55 de ani, am trecut prin toate etapele. Am ce să povestesc, am ce să zic. Nu, vorba e că ai jucat. Le-am faptele. Înțelegi altfel faptele, jucătorul. Am faptele, mi-am scris, mi-am notat. Îmi place să scriu să și după aceea să creez. Ce am luat, am învățat de la Cruyff, că el a zis că în fiecare zi trebuie să fii deschis, să înveți, să devii mai bun. Eu cred că toți copiii pe care i-ai tu la Academia astăzi au o mare șansă. Sper din tot sufletul ca ei să o realizeze. Este probabil cazul ideal pentru ei. Adică dacă de undeva ar putea să apară șansa aia de care vorbeam noi mai devreme, cel mai probabil de aici. Pentru că eu, din când am format-o, da, am dus-o la un standard foarte, foarte bun. Adică să nu fim nimic inferiori legat de infrastructură, da, legat de echipament, ca să creezi o mentalitate. Ca să creezi o mentalitate unor oameni, da, trebuie să le creezi un mediu foarte bun, competitiv, de calitate. Nu cantitate, calitate. Să aibă, să vadă, să simtă
că stă, are Nike pe el, are un echipament bun, că are teren unde se antreneze, aparține unui club, clubul investește în acei copii, mâine, poimine va avea o șansă să ajungă la cei mari. Și condițiile, am creat condiții foarte bune. Iar antrenorii care să îi antreneze la noi, nu este copilul lui. Aha. E copilul nostru, a tuturor. Tuturor cei 200 sau 100 ceva de angajați care suntem toți, aparținem tuturor. Și noi încercăm să-i dezvoltăm, să-și îndeplinească visele fiecare. La un moment dat am citit că antrenorii de la Academie sunt bine plătiți. Și mi-am adus aminte în foarte același bine, timp, nu bine. Foarte bine plătiți. Și mi-am adus aminte că atunci când cei tu mai bine plătiți din țară. Ești antrenor, când ai fost antrenor la Viitorul. Adică eu am început acum 10 ani. Da? Tu întotdeauna ai jucat cu aproape pro, adică ai antrenat aproape pro bono. Da. Păi ți se pare normal? Nu, pentru că prima oară grija mea era să-mi țin clubul. Pentru că eu sunt proprietar. Da. Și la un moment dat, cum zic, trebuia să-mi țin clubul să știu să-i plătesc, să le dau lor. Și ei erau mai importanți, nu salariul meu care era. Ai mers până acolo încât ai considerat că e mai important, cum nu, să eu zic, mi-am totul luat e mai acțiuni, important. Nu, eu am luat, sunt acțiuni. Eu eram sigur acționar și dacă am ieșit pe profit și cum 6 ani am ieșit pe profit, așa că... Păi una e una și alta e alta. Calitatea de acționar, bineînțeles. Calitatea de angajat care depune efort trebuie remunerată. Într-adevăr, am luat doar salariul minim pe economie, atât. Restul am făcut 5 ani muncă profesională. Wow, asta dar spune foarte multe despre calitatea ta umană. Fără să iau un bonus. Ți s-a părut drept asta? Da. Da? Pentru că ceilalți trebuia să ia. Wow. Eu trebuia să-mi fac datoria de... Pentru că în spate era acționarul. Și trebuia să-și plătească angajații. Nu trebuia să iau, creez condiții pentru ei. De rămânea ceva, ok, după aia eram și eu la rând. Dar eram ultimul, niciodată primul. Mie mi se pare că asta spune foarte multe despre calitatea ta umană. E logic, trebuie să știi să dai, dacă vrei să primești. Asta e antreprenorul deja. Deci nu trebuie să ceri înainte, trebuie să dai tu prima oară și așa se face și business-ul. Prima oară se face infuzie de capital, ca după aceea să stai să-ți vină revenue-ul, să poată să-ți vină în timp. Ai simțit la un moment dat că ai devenit și antreprenor? N-am vrut să mă simt. Nu. Uitați de mine cu asta când mă puneți deja. Nu-mi place să vorbesc, nu-mi place să vorbesc de bani, nu-mi place să vorbesc despre lucrurile astea, îmi place să vorbesc tehnic de partea mea, de munca. Mai bine spus, banul e o consecință la tot ce faci. Fără cum e și rezultatul. Și rezultatul cum? Meciului e cum ai făcut. Și cum ai scos-o pe asta la capăt? Dacă tu ești antreprenor, dar vrei să fii concentrat doar pe fotbal. Simplu, că trebuie să, cât ai atâta, trebuie să vorbești. Deci când vorbești, trebuie să știi cât ai, cât produci și cât ai. Ți-ai luat consilier pe lângă tine, ceva? Da, dar nu avem 100 de oameni, nu sunt singuri, avem președinți, avem vicepreședinți, avem directori, coordonatori, sunt toată lumea. Deci, dar ai delegat, ceea ce se spune, ai delegat. Bineînțeles, cu ei și cu mine, împreună. Ți-a venit ușor noi să... avem cuvântul de împreună mult în clubul nostru. Deci foarte frumos. Și la bine și la asta mergem împreună, ne vorbim, ne zicem ale noastre, dar suntem în familie acolo. Am impresia că e foarte important acest cuvânt pentru tine, împreună. Mi-aduc aminte de momentele mai puțin fericite de la echipa națională atunci când unii n-au înțeles că ar fi trebuit să fie foarte la fel de împreună cu tine întotdeauna. Și cumva ai fost lăsat singur la un moment dat. Mă știu să mă repliez și știu să muncesc după aia. Nimeni nu e obligat să stea cu mine. Dar ar fi fost frumos să fi rămas, să nu te fi lăsat singur, să simți că ești în continuare. Dar nu, n-am fost singur niciodată. Ei, vorba vine. Cât eu are, mi-aduc aminte chiar de o declarație. Eu sunt al oamenilor care a suporterilor. Eu sunt al lor. Restul, normal că sunt etape și etape, momente și momente, unele sunt mai bune, altele sunt mai puțin bune, dar nu, eu sunt al publicului și al juca fotbal pentru ei și în continuare muncesc și fac lucruri pentru ei. Eu cred noi că trebuie să-i mulțumim pe ei. Fără ei ce face? Vedeți în pandemie. Pare că nu mai are niciun... N-are farmec. Totul e rece. Totul e rece. Nu e cald, nu vezi căldură. Publicul aduce căldură, aduce iubire și atunci se leagă, îți dă adrenalină, te motivează. Te duci acum la meciuri, zici că te duci, parcă facem antrenamente. Publicul a simțit întotdeauna că tu faci toate lucrurile astea pentru el. Am jucat pentru el. Fără el în tribună, pentru cine joci? Deci publicul te iubește pe tine cum nu știu dacă a mai iubit vreun alt jucător la noi. Eu mă simt iubit. Păi pentru că ești foarte iubit. Așa că n-am rămas singur.
Doar că unii au zis că s-au dus în altă parte. Asta e, m-am dus și eu în altă parte și gata. Viața a mers înainte. Mi-aduc aminte că astăzi de Gala Hagi, 60.000 de spectatori au umplut. Că atâta era capacitatea stadionului la vremea respectivă. Da. Nu era construită Arena Națională pentru cei care n-au prins evenimentul ăsta. Că erau mai mulți? Da, poate erau chiar mai mulți, da. Că n-aveam pe vremea aia, cum dacă se aveam cheamă, stadion mai mare, veneau mai mulți. Sigur. Da. Sigur. Atâta... A fost și așa foarte mulți. Îți mai aduce aminte de momentul ăla? De gală? Da, e un moment în care cred că mai puteam să joc fotbal. Simți acum? Cred, da, văzând așa și cum știu când m-a retras, dar am vrut să ies pe poarta din față, n-am vrut să fiu împins. Așa am crezut eu că e bine să ies în momentul acela, cu toate că mai cred eu că mai puteam să joc. Pentru că am terminat cu goluri. Deci am fost cel mai bun la Galatasaray. Am dat goluri, am marcat în ultimele meciuri. Nu mă simțeam că fizic nu o duc. Problema era de antrenament. Nu mai puteam să fac pregătirea, să mă antrenez. Pentru că iară trebuia să mă sacrific, să stau mult, să deplasări. Jucam din 3 în 3 zile. Da. De la 17 ani, 18-19 ani am jucat din 3 în 3 zile fotbal. Adică la nivelul cel mai înalt. Câte goluri ai dat, Gică, în toată cariera? Peste 300. Câte goluri de astăzi în toată cariera un jucător considerat mare, de la noi? Nu știu, n-am făcut calculul ăsta. Nu pot mai dau tot așa, tot așa de multe? Nu știu, dar eu știu câte am dat eu. Și... trebuie să marchezi și golul e important. Și golul e foarte important. Tu ești acum foarte diplomat, dar simt că nu se mai ajunge la același nivel. Pentru mine, dacă tot vorbim de goluri, e numărul 9. Trebuie să judecăm, să, dacă tot efectiv. Numărul 10 dă pase de gol și marchează gol. Dar are două roluri, că de aia e decar. Numărul 9 are să marcheze goluri. Deci nu are, orice echipă mare are un număr 9 foarte bun. 10-le și 9-le trebuie să fie, cel puțin mai mulți, poți să fie cu calități, mai mulți jucători, cum îmi place și mie, să joc cu 4 de cari, cum zic eu, 8 de cari, să joc cu mai mulți pentru a avea mai multă creativitate în joc. Aici depinde... lumea înțelege la chestia asta. Cum să joci cu 4 de cari? Că e unul singur. Da, dar nu toți sunt la fel. Unul are, îl poartă, ceilalți sunt și ei. Tu când spui de cari, te referi la un tip de jucător, da? Da. De nu care... neapărat la de care purtătorul numărului 10. Că da, lumea atunci când tu vii și zici anumite calități, decarul poartă numărul 10 sau 10-le trebuie să fie, decarul trebuie să poarte numărul 10. Da, trebuie să fie... Ce vrea să spună? Ei vrea să spună ceva, sigur? Da, ceva deosebit, ceva care are în plus față de ceilalți, ceva care are multă creativitate și are și gol. Are pasă de gol și gol, așa simplu ca să înțelegeți. Eu cred că tu întotdeauna spui mai mult decât spui atunci când zici ceva. Te bănuiesc de chestia asta. Puțin o înțeleg. Da, dar nu toată lumea înțelege. Da, care vor, înțeleg. Care vor înțeleg. Eu vreau să spun că mi-a rămas întipărită în minte o frază pe care ai spus-o la un moment dat. Sper să fie corectă, pentru că eu bănuiesc că unele dintre ele sunt atribuite, deși nu sunt ale tale. Ai spus la un moment dat că viața e frumoasă, dar merită trăită. Îți mai aduci aminte de fraza asta? Cât de cât? Păi mie asta mi se pare de o profunzime, pentru că într-adevăr așa este. Deci viața e frumoasă. Dacă știi să ți-o faci. E adevărat. Dar ea are și foarte multe momente dificile, foarte multe obstacole, foarte multe momente în care îți apare nedreaptă. Dar în ciuda tuturor acestor obstacole, acum tu să-mi spui dacă eu e corect, sunt pe drumul corect. Corect, e foarte eu corect, așa mi-am imaginat că ai gândit-o tu. Spun la modul cel mai sincer și de-aia mă și cucerește. Uite, uite mi se face pielea de găină când îți spun de ea, pentru că pe mine m-a emoționat foarte tare fraza asta. Deci în ciuda tuturor obstacolelor, în ciuda tuturor greutăților, a nedreptăților, pentru că sigur te-ai lovit de foarte multe nedreptăți și tu în viață, băi, ea merită trăită. Tuturor ni se întâmplă lucrurile astea. Important să ai puterea să te încarci și să mergi înainte. Să știi să o trăiești, să-ți faci propria ta viață. Uite. Dacă știi să o faci să fie frumoasă și de datoria ta să ții la ea, pentru că e a ta. Asta nu poate să o ia nimeni. E personală. Chiar dacă auzi, te uiți, vezi, se întâmplă, da, le vezi, dar v-am zis, le văd, le simt, dar eu imediat le arunc la gunoi. Și după aia îmi văd de ale mele, văd de lucru, unde trebuie să mă duc, ce trebuie să fac, cum să o fac, cum trebuie să devin mai bun, ce iubesc, ce datorii am, datorii în sensul de la familie, am o familie și trebuie să știu, mă duc la ea și imediat, adică lucrurile mele dragi care îmi sunt și fiecare care le are. Obligațiile mele care le am, atât, restul pentru mine, da, suntem pe piață, toți le trăim, le vedem, e și binele și rău,
mă afectează poate o seară, cum am spus, un moment, le văd, le simt, da, analizez și mă duc cu lucrurile pozitive. Ai fost dintotdeauna așa înțelept, Gică? Nu înțeleg, e înțelepciune. E puterea mea mentală, nu știu. E puterea mea interioară, hai să zic, nu mentală. E interioara mea care mă face să scot. Mâine se, nu mai am nimica, n-am nicio problemă. O iau de la zero și mă duc. Cu meseria mea. Mă duc, n-am. Să stau să plâng prea mult, cu toate că și eu plâng. Da. Dar nu, hai să zic, nu a plânge, a te lamenta, a găsi alibiuri. Ei, asta mai face parte și din specificul nostru național. Nu-mi place. Nu putem să lăsăm așa. Eu nu suport. Nu ne mai regăsim după nu aia. Nu suport. Eu știu ce zici, da. Trebuie să ne lași și pe noi să ne plângem, că... Nu, plângem de una, dar alibiuri. Da, știu ce zici, nu-mi da. Place. Nu. N-am tu făcut asta vrei să că... fie, punem toate cărțile pe față și discutăm pe cărțile pe față. Bineînțeles. Cel mai important lucru, să nu-ți creezi alibiuri, să vezi că nu s-a împlinit un lucru pentru că mai trebuia să faci ceva. Trebuie să găsești soluția. Nu să zici, n-am făcut datorită ție. Nu, aia niciodată. La mine nu se va întâmpla niciodată. Deși eu mă împlinesc doar dacă eu... Sportul tău e de echipă. Sportul în care tu ai făcut performanță e unul de echipă. Ai putea să mai arunci și vina. Așa cum poți să împari succesul, poți să mai împari și vină cu ție. Cu cât găsești mai bune așa, da? Cu atât vei avea o echipă mare. Deci, ca să vă spun și cu asta, generația mea, da, a fost completă. Toți. Am avut foarte, foarte multe calități fiecare. Și de personalitate, și echilibru, și inteligenți. Toți aveam personalitatea. Nu puteai să te duci să-l atași pe cineva sau să faci ceva, pentru că imediat. Dar toți știam că jucăm cu toți împreună. Noi eram un grup foarte unit, care jucam bine împreună. Deci de ce jucam bine și am fost așa de sus? Pentru că toți eram competitivi la nivelul cel mai mare. Astăzi nu se mai întâmplă lucrurile astea? Nu, astăzi nu se întâmplă. Trebuie să-i găsești. Pe noi ne-au găsit. Cine ne-au găsit, cine ne-au format, da, acolo e meritul. Că noi după aia suntem buni, eu profit de ce sunt eu. Că până la urmă contează. Ionuț e cu ale lui Lupescu, da. Gică cu ale lui, celălalt cu ale. Toți, Petrescu cu noi, toți suntem. Dorinel, deci dacă iau pe toți, Ilie, nu mai vorbesc. Deci, poate nu întâmplător vi s-a spus generația de aur, Gică. Pentru că ea, cum să zic, a adus foarte multe satisfacții în fotbal, la un nivel foarte înalt, adică ca național a României, nu ca echipă de club. Ți se pare că oamenii se mai uită astăzi la fotbal așa cum se uitau pe vremea când jucați voi, generația de aur? Știu că și în momentul de față, da, impresia mea e că fotbalul e cel mai iubit sport din lume și că la fel e și în România. Numai că în România nu e așa de bine dezvoltat. Și atunci oamenii se uită, pentru, da, că zic doar un singur lucru, meciurile din divizia sunt mai rating mai mare decât Champions League. Noi simțim pe undeva nevoia asta? V-am zis doar un detaliu mic. Care, da. Dar dacă mai și vii să crești nivelul mare, eu zic că veți vedea la fel ca înainte stadioanele pline. Și e posibil așa ceva? Cum în timpul vieții noastre, cum ca să zic așa. 5 ani construiești și în 5 ani profiți. Nu profiți, faci performanță. Și de profitat o să toată o generație, o să profiți 100 de ani. Ca să fii mare, să ajungi mare, da, trebuie să ai o singură strategie. Poți să te rog să încerci un pronostic când crezi că ne vom califica din nou la un turneu? Nu pot, nu fac, nu știu. Nu mă pricep, pentru că mai ales bazându-te că lucruri care pe nu sunt implicat. Și atunci nu pot să vorbesc așa doar de... Eu doar pot să zic că dacă vrei să devii mare, da, există o singură strategie. Să încerci să devii cel mai bun. Să-i selectezi pe cel mai bun, să ai infrastructură foarte bună, să ai antrenori foarte buni, totul să te duci numai la elementul ăsta, cel mai bun. Dar nu s-o fi apropiat oare ziua aia în care... Sau să încerci, că nu devii în timp. Nu s-o fi apropiat oare ziua aia în care ar trebui să fii implicat? Nu știu, nu, n-am... Sunt lucruri care mă... Nu țin de tine, dar zic așa, doar ce simți. Da. Păi, între timp s-a adunat multă experiență. Din punctul meu de vedere... Eu sunt, cred că am muncit cel mai mult în ultimii 10 ani, dintre toți. Voi spuneți de muncă, de nu știu ce, și eu cred că am muncit cel mai mult dintre toți. Pentru că am făcut un club de la zero și l-am dus la infinit. Adică la ceva fantastic, excelent, nemaipomenit, mi-am îndeplinit strategia, am avut succes, am creat jucători. Jucătorii sunt pe piață, da, sunt tineri. Așteptați să crească și să sperăm că noi ceilalți o să-i ajutăm pe toți ceilalți să facem iar o echipă mare, altfel nu se poate.
să construiești. Trebuie să ai viziune să construiești succesul. Nu de asta oare avem nevoie și la echipa națională? De cineva care să construiască ceva? Nu știu, nu știu. În nu, timp? Nu știu, de unde să știe. La nivel teoretic, zic. Discutăm noi așa da, doar da, doi la nivel teoretic. Da. Nu despre echipa națională a României, în general despre echipa națională. Nu are și acolo ca e să, ceva de construit dau de la zero? Răspunsul trebuie să construiești. Care înseamnă, sigur, să ia timp, să nu schimbăm antrenorul de pe un an pe altul, să avem răbdare, să avem înțelegere. Să construim o echipă mare care să aibă succes. Punct. Să vedem dacă se va întâmpla sau nu. Vom vedea, că în timp vom găsi răspuns. Eu știu doar că în momentul de față trebuie construită o echipă mare. Altfel, nu o să avem, o să fim dezamăgiți și nu o să fim fericiți niciodată. Nu avem cum să fim fericiți. O echipă mare înseamnă o echipă care câștigă, are victorii. Cam cât timp e așa să construiești o echipă mare? Națională? Trebuie timp. Nu știu. Trebuie timp. Nu sunt acolo, nu simt totul. Deci nu se poate face așa într-un an, doi. Eu v-am zis proiectul meu cum a fost 10 ani. Dar trebuie un proiect. O echipă mare. Uitându-mă așa la cum s-au dus ăștia primii 30 de ani după anii 90, mi s-ar părea că asta e cea mai mare problemă. Mi s-ar părea că ar fi o investiție chiar de făcut, dacă stai să te gândești așa, că în 10 ani ar putea să apară primele satisfacții. Pentru că, Gică, no, ce a însemnat pentru noi echipa națională, din punct de vedere emoțional, și când zic pentru noi, mă refer la noi românii, deci ăsta a rămas un gol pe care, dar întâmplător, că ne în ultimii ani a reușit să-l ocupe Simona Halep. Ea a devenit noua echipă națională. Ea este naționala noastră care ne umple acest gol emoțional. Dar noi ne-am dorit foarte tare. De Simona, de Neagu. Sigur, de da, Cristina, da, nu e singură de, Simona. De sigur. Toate, adică sportivii mari. Sportivii mari, da. Totul se construiește în timp. Important noastră să ai o viziune, să construiești acest proiect. Eu vorbesc de proiect. Și există oameni care pot construi proiecte mari, importante, care să ne ducă acolo. Cine sunt în momentul de față? Ei sunt responsabili, probabil ei se gândesc la acest proiect și vor să-l facă, vom vedea. Nu știm. Și la mine doar am spus două cuvinte. Deci de la cuvinte până să faci lucrul ăsta, există un lucru foarte important, că mulți vorbesc, dar puțin se pricep. E un lucru esențial. Că mulți poate să vorbească, că și eu vorbesc, dar după aceea vine partea a doua. Cât se pricep? Tu te și pricep, eu, nu știu, eu nu, doar eu, vorbesc. Eu zic un lucru care l-am învățat de la alții, adică de la un om mare care se cheamă Johan Cruyff. El a zis lucrul ăsta, că mulți vorbesc, dar puțin se pricep la fotbal. Mie mi se pare că și copiii ăștia talentați din fotbal, care astăzi sunt copii, așa cum și tu ai spus foarte bine, merită și ei satisfacțiile pe care le-a trăit generația ta, generația de aur. Sunt convins că și ei își doresc, și ei se dedică, și ei, unii dintre ei, sunt muncitori exact așa cum erați și voi, sunt serioși exact așa cum erați și voi, sunt ambițioși, nu-mi dau seama dacă toți pot fi la fel de ambițioși cum ești tu, de exemplu, sau la fel de serioși cum ești tu, sau la fel de responsabil cum ești tu, pentru că tu ai fost aparte, ești un caz aparte. Și nu poate să fie adevărat așa. Există altul mai bun ca mine. Trebuie să existe altul mai bun ca mine. Trebuie să mă depășească cineva, trebuie să vină altcineva, trebuie să-l căutăm, trebuie să-l găsim, trebuie să fie, pentru că trebuie să facem lucrul ăsta. Asta înseamnă să faci, să construiești un proiect cu o viziune care are succesul la bază. Te consideri un fotbalist împlinit, Gică? Da. Ca om sunt foarte împlinit. Din toate punctele de vedere. Dumnezeu mi-a dat multe. Sau puterea de a face foarte multe. Mi-a dat mult, mi-a dat Dumnezeu și personal și în meserie ca sportiv, deci am multe împliniri. Ce ți-ai mai dori așa să se întâmple? Mie, eu știu ce trebuie să fac, am... Pentru sufletul tău, Gică. Nu, dar v-am zis, sunt două lucruri, să antrenez o echipă mare, pentru că am stat atâta, am muncit, am căpătat experiență, să am o echipă mare care să fie un proiect european. Da. Și sau o echipă mare națională care... La fel, vrea să câștige. Iar în ceea ce îi privește pe copiii tăi? Ei să muncească, să aibă o carieră frumoasă, să atâta pot să le zic, să se lupte pentru drumul lor, pentru gândurile lor, pentru visul lor, să se lupte pentru că trebuie să iasă la luptă și lupta înseamnă pentru mine sacrificiu, momente grele, momente frumoase, la momente frumoase să fie echilibrat, la momente grele să știi să te ridici și să aibă drumul lor, să muncească și să aibă succes. Și să vă ducă și pe voi în concediu ăla. Să ne ducă, știți care, ei au obligații, nu e să ne ducă, au obligații. Dacă le-am băgat-o bine și am fost bun, atunci
cu siguranță pe mine și pe Mari o să ne scoată la masă și o să ne ducă în concert. Și să plătească ei. Sigur. Că acum plătim noi. Suntem obligați să plătim noi așa și după aceea să plătească ei. Îți mulțumesc din suflet. Cu plăcere. Și uite așa am mai petrecut încă o oră împreună. Acum, dacă vreți să-i stârniți și pe alții să descopere ce fac eu aici, vă spun foarte sincer, un share nu numai că ajută, dar va fi și foarte apreciat. Dacă vreți să fiți sigur că nu ratați nimic, bineînțeles, doar dacă v-am convins că merită. M-ar ajuta să vă și abonați la acest canal, dacă n-ați făcut-o deja. Acum, dacă dați click pe subscribe și imediat și pe clopoțel, practic, eu nici nu mai am ce să adaug. Poate doar mulțumirile mele inevitabile. Vă aștept neapărat comentariile mai jos. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!